În ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Deva din această săptămână au fost supuse votului 22 de proiecte de hotărâre. Unul dintre acestea viza premierea tinerilor sportivi care au obținut rezultate remarcabile la competiții naționale și internaționale, altele decât cele prevăzute în programul oficial al Ministerului Educației, precum și a antrenorilor acestora. Premierea sportivilor și a membrilor colectivelor tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale în anul calendaristic 2021. Inițiator, consilieri locali Florin Marin Ilie și Gheorghe Ludușan. Propunerea face referire la practicanții de gimnastică artistică și ritmică, atletism, lupte libere, caiac canoe, judo, volei, înot, radioorientare și karate, precum și a antrenorilor acestora, efortul financiar al municipalității de la bugetul local fiind de peste 80.000 de lei. Efortul primăriei a bugetului local este de 87.185 de lei, în sumă brută de 83.700 de lei și propunem acordarea celor trei premii în valoare de 1.000 de lei pentru medalie de aur și premiul 1, 800 de lei pentru medalie de argint sau premiul 2, 600 de lei pentru medalie de bronz sau premiul 3. Pentru cei care au obținut performanță la acțiunile sportive internaționale, premiul 1 sau medalie de aur 1.500 de lei, premiul 2 sau medalie de argint 1.300 și premiul 3 medalie de bronz 1.200 de lei. Pentru membrii colectivelor tehnice care au pregătit sportivii, se acordă un singur premiu în cuantumul cel mai mare prevăzut pentru unul dintre sportivii premiați pregătiți de către aceștia. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de către cei 19 consilieri locali prezenți la ședință, iar premierea va avea loc în cursul săptămânii viitoare.